Echipajul clujean format din Vlad Cosma și Florin Dorca de la Napoca Rally Academy a încheiat pe locul 6 etapa 7-a din Intercontinental Rally Challenge. După victoria de la Ialta, echipajul clujean și-a menținut parcursul bun și în Cehia, etapă la finalul căreia a mai urcat o poziție în clasament. Echipajul clujean de raliu format din Vlad Cosma și Florin Dorca a terminat pe locul 6 raliul din Cehia, care a contat pentru etapa 7-a din Intercontinental Rally Challenge. După dificultățile întâmpinate sâmbătă, echipa Napoca Rally Academy a înregistrat o evoluție prudentă în ultima zi a raliului din Cehia, la finalul căruia cuplul Vlad Cosma-Florin Dorca a urcat o poziție în clasamentul clasei 6. Cred că dacă nu am fi avut necazuri, am fi terminat pe un loc 3 la clasa 6, ceea ce ne mulțumește, având în vedere lipsa noastră totală de experiență pentru acest gen de probe speciale. Probele aici sunt foarte înguste și de viteză foarte mare, cu porțiuni foarte bălurite, vârfuri de pantă pe care săream tare în viraj, ceva total diferit de România, dar și de Ialta, unde probele au fost înguste, dar mult mai lente, a declarat pilotul Vlad Cosma după raliul din Cehia. Etapa din Cehia a Intercontinental Rally Challenge a fost câștigată de cehul Jan Kopecky, care a concurat pe o Skoda Fabia S2000.